prins în flagrant cu droguri. Polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, alături de procurorii DICOT, au reținut un bărbat care avea asupra sa numai puțin de 2 kg de marihuana, atât pentru comercializare, cât și pentru consum propriu. Polițiștii sunt pe urmele lui de luni de zile. Există suspiciuni că din ianuarie bărbatul ar fi procurat mai multe droguri de risc și de mare risc, pe care ulterior, în principal, le vindea în București. Procurorii DICOT au dispus reținerea suspectului, care va fi dus în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu fără drept.